Domnule profesor, domnul Cosma spunea că este ediția cea mai puternică a Vitality. Așa vi s-a părut și dumneavoastră? Da, într-adevăr, de la an la an, Vitality Open Tour devine din ce în ce mai puternică și mai interesantă. Numărul participanților români de data aceasta pe tablou principal a fost semnificativ mai bun față de ediția precedentă, însă, ca și în celelalte două ediții, câștigătorul a fost totul sportiv din altă țară. Ne pare rău că sportivul nostru nu a reușit să câștige, dar sperăm că la celelalte ediții vom avea și un campion român câștigător la Vitality Open Tour. Cum ați sintetizat dumneavoastră această săptămână de Vitality? Într-adevăr, a fost o săptămână foarte grea, cu meciuri interesante. Încă din primul tur au fost meciuri foarte viu disputate și am observat că totuși românii, dacă pe tablou principal au fost 15 români și 17 străini, ușor, ușor românii au părăsit competiția în primii 8, aflându-se decât singurul Dima Dragoș, care a fost finalistul acestei ediții, și însoțit de alți 7 sportive din alte țări. Ne-aș fi dorit ca să fi fost un echilibru mai mare, dar acesta este concursul și întotdeauna cei mai buni trebuie să câștige. Ca antrenor de tenis, cum vi s-a părut Nilsson? Ce a avut el în plus față de Dragoș Dima? În primul rând, cred că jucătorul olandez a fost mult mai stăpân pe sine. Jucătorul nostru, Dragoș Dima, a făcut multe greșeli neforțate, care au dus în final la un avantaj suficient pentru câștigarea acestei finale. Ce ne așteaptă în perioada imediat următoare aici la baza de la Curtea de Argeș? În perioada imediat următoare, în weekendul care vine, vom avea o competiție din calendarul Ministerului Educației Naționale și din calendarul Federației, Cupa Tenis Club, iar în weekendul celălalt, începând din data de 16, vom avea de asemenea turneu internațional din Tennis Europe, Junior 16, băieți și fete, probele de simplu și dublu, urmat în continuare de European Summer Cup, care este la 6-a ediție pe care noi o organizăm la Curtea de Argeș.